Bună ziua! Vreau să vă spun câteva lucruri astăzi despre urechea externă și despre otita externă sau despre otitele externe, niște afecțiuni care sunt extrem de la modă, ca să spun așa, în sezonul de vară. Aș vrea totuși să vorbesc despre urechea externă și despre fiziologia ei, ca să înțelegem de ce se fac afecțiunile acestui organ. Și vreau să vă spun în felul următor. Urechea, în mod normal, are trei porțiuni. Porțiunea de ureche externă care ține de la pavilionul auricular, deci prin această zonă exterioară pe care o știm cu toții, care se continuă cu conductul auditiv extern și care se oprește la timpan. Aceasta este urechea externă. Urechea medie, sigur, merge dincolo de timpan și conține ciocanul, nicovala și sferița. Și mai există și o porțiune mai profundă, și anume nervul auzului, sau altfel numit urechea internă. Astăzi vreau să ne oprim la această parte care ține până la timpan și să vă spun două, trei lucruri despre fiziologia acestei părți. Practic, urechea externă nu reprezintă altceva decât un tub care colectează vibrațiile sonore și care le ghidează, le îndreaptă către membrana timpanică. Aceste vibrații sunt preluate mai apoi, sigur, de către membrana timpanică și transmise mai departe până la nervul auzului și până la creier. Tubul ăsta, din cauza faptului că este o zonă dosită, ascunsă a organismului, este o zonă foarte, foarte vulnerabilă. Gândiți-vă, conductul auditiv extern este un tub foarte, foarte îngust. Este o zonă unde temperatura este un pic mai ridicată față de tegumentul ăsta de la suprafață, unde umezeala este un pic mai mare, pentru că este așa, această zonă închisă, codronasă, cum am spus, și de multe ori și umezeala este un pic mai mare. Din acest motiv, deci temperatură ridicată, eu știu, căldură mare, umezeală, întuneric, este o zonă extrem, extrem de propice pentru dezvoltarea microorganismelor, deci pentru dezvoltarea bacteriilor și implicit a infecțiilor. Din acest motiv, organismul nostru și-a creat un fel de scut, și-a creat o apărare în plus față de restul tegumentului și această apărare se numește cerumen. Cerumenul de la urechi nu reprezintă mizerie, nu reprezintă, cum să vă spun eu, nu este o notă a lipsei de igienă a unui pacient. Dimpotrivă, el este un fel de scut, are rol de apărare și este un rol foarte, foarte important. M-am spus, în această zonă care oricum este un pic mai vulnerabilă, un pic mai vulnerabilă, să spunem. Cerumenul chiar are un rol bactericid. Deci el chiar omoară anumite bacterii sau în orice caz le oprește multiplicarea. Din acest motiv, cerumenul nu trebuie extras de acolo, nu trebuie curățat. Pentru că odată ce băgăm bețigașul de urechi sau, eu știu, alte obiecte și îndepărtăm cerumenul respectiv, lăsăm zona respectivă fără protecție. Și atunci intervin bacteriile, intervin infecțiile și se face afecțiunea care se numește otită externă. Ca să nu mai zic de faptul că folosirea bețigașilor, în afară de faptul că ne lasă fără protecție în zona respectivă, poate desigur să creeze și alte afecțiuni. Adică poate să spargă timpanul, poate să lezeze conductul auditiv extern și să facă otită externă, sau alte zgârieturi și microtraumatisme pe acolo, pe la nivelul urechii externe. Deci, în principiu, un conduct auditiv extern trebuie să aibă un pic de cerumen, iar toaleta normală a urechii se face doar cu apă și săpun și cu ștergețul prosopului doar aici, la suprafață, fără să băgăm absolut nimic acolo, pentru că ne lăsăm fără protecție. Dacă un pacient totuși se șterge cu bețigașe și se lasă fără protecție și mai mult decât atât, se duce la mare și intră apă din aceea murdară în urechi sau pur și simplu face un bai într-o piscină și intră apă în urechi sau pur și simplu de la transpirație și de la căldura asta foarte mare, pătrund acolo foarte mulți microbi, numai bine intervin pe zona aceea care oricum este vulnerabilă și este fără apărare, având în vedere că nu mai are cerumen, și se face o infecție și implicit o inflamație. Inflamația se numește otită externă, pentru că este afectată urechea externă, și este o afecțiune care este extrem, extrem de dureroasă. Mulți o compară cu durerea de dinți și, pe bună dreptate, cred că are uneori aceeași intensitate sau chiar mai mare, pentru că zona aceasta este foarte, foarte bine inervată.
Din acest motiv, pacienții de multe ori nu se pot odihni, eventual fac și febră, starea generală este foarte proastă și ajung de urgență la medic pentru această afecțiune, v-am spus, extrem de dureroasă. Tratamentul ei este destul de anevoios, pentru că de cele mai multe ori conductul ăsta auditiv extern, când se inflamează, se sugumă, adică se închide și tratamentul local este destul de dificil și, din nou, foarte, foarte dureros. Dar, în principiu, cu ajutorul antibioticelor sistemice și locale, cu ajutorul tratamentului local și curățarea odată la 2 sau la 3 zile și cu picături multe cu antiinflamatori și eventual cu antibiotic acolo local, în principiu lucrurile se remit. Dar, cu toate aceste arme pe care le avem noi, tratamentul acestei afecțiuni este unul oarecum anevoios. Și eu le spun pacienților de la început, domnule, cu tot tratamentul pe care vi-l dau, să știți că o să mai aveți de tras. O zi, două, tot o să vă mai doară. Dar, ca să nu ajungem la așa ceva, este foarte important să înțelegem, eu știu, fiziologia normală a urechii externe, să înțelegem de ce cerumenul respectiv nu este o mizerie, ci pur și simplu este un scut, are un rol foarte important în apărare, și să practicăm, sigur, o igienă corectă a urechii externe. Cam atât. Vă mulțumesc!